Expert înseamnă ceva. Înseamnă că ești cel mai bun în domeniul în care activezi. O să-i luăm pe cei care au parcurs această etapă grea, sau chiar foarte grea, a stagiului, să se ridice în picioare și vă rog și pe ceilalți asistenți să depunem ceva. Și fără părtinire, legile țării, să respect prevederile regulamentului CECAR și ale codului privind conduita etică și profesională a expertilor contabili și contabilor autorizați. Rodica Grădinar, director executiv al CECAR, filiala Satu Mare, a vorbit despre profesia liberală de expert contabil și noua generație de absolvenți înscriși în tabloul CECAR, filiala Satu Mare. Jurământ de credință în profesia contabilă, depus de experții contabili care au obținut această calitate în urma examenului de aptitudini din acest an, un examen foarte greu și complex. Ei au putut participa la acest examen după o perioadă de 3 ani de stagiu, în care au studiat cele 7 discipline fundamentale pentru profesia contabilă. Noi experți contabili au apreciat pregătirile pe care le-au efectuat timp de 3 ani împreună cu specialiștii de la CECAR, filiala Satu Mare, și au vorbit despre opțiunea lor în ceea ce privește profesia liberală de expert contabil. Lucrez de mai mulți ani de zile în domeniul economic și am considerat că e necesar să mă aprofundez cunoștințele pe partea aceasta. Asta a fost principalul motiv pentru care am decis să aleg profesia aceasta. Făcând studiile în domeniul economic și practicând în domeniul privat, am considerat că este necesar să fac și această specializare de expert contabil. Acțiunea de la CECAR a continuat cu prezentarea unui film documentar care a surprins în esență evoluția CECAR în România a profesiei contabile și în sinteză ideile principale surprinse la întâlnirile de specialitate. În prezent, CECAR, filiala Satu Mare, are în evidența sa 433 de membri activi și 192 de membri inactivi.